Столичная мэрия не намерена реагировать на ультиматум, выдвинутый владельцами маршруток. Действия администраторов этих транспортных компаний мэр Кишинева и Ончебан назвал ничем иным, как шантажом. Градоначальник потребовал расторгнуть контракты с рядом перевозчиков, которые не выполняют свои договорные обязательства. Кроме того, и Ончебан также попросил правоохранительные органы проверить их активы, а также процедуру получения лицензий на предоставление услуг пассажироперевозок в столице. Noi nu suntem orientați să cedăm unor grupuri de interese care cred că ar putea cumva să influențeze această situație. Cei care de fapt încearcă să provoace această situație sunt oameni foarte bine înstăriți. Exact ca și în cazul cu acele chioșcuri care vindeau țigări, eu o să vă spun că aici cineva își promovează interesele personale. Oameni care au făcut bani cu nimeluită, mulți ani la rând. Și astfel de șantaj noi nu vom admite. В связи с этими Ончебан потребовал расторгнуть контракты с рядом частных компаний и проверить их правоохранительными органами. Мы адресуем официал в прокуратуре антикоррупции, Центру национал антикоррупции, прокуратуре генерала. Домни, пе care i-am menționat, Топалы, Середняк, Alexa, dar și alții care astăzi se fac de cap și nu respectă angajamentele contractuale, să fie investigate absolut toate acțiunile acestor domni în raport cu primăria municipiului Chișinău. De la procedura de obținere a acestor rute, eu rog cel târziu mâine până seara, domnule Ban, să ne dați versiunea juridică cum putem rezilia aceste contracte. Și le vom rezelea în orice circunstanță și o să mergeți în judecată. Și acolo ne vom clarifica cu aceste subiecte. Мэр столицы подчеркнул, что он не допустит повышения тарифов на поездки на микроавтобусе, пока в этой области ничего не изменится. Мажорări de preț la călătoriile cu microbuse, fără a fi create condițiile necesare, condiții mai bune în aceste autovehicule, nu vor fi. Asta înseamnă unități de transport sigure, confortabile și curate, respectarea orarelor de circulație, oprirea în stații, eliberarea de bilete de călătorie. Toate aceste lucruri astăzi nu corespund cerințelor și standardelor. Мэр заверил, что администрация города работает над несколькими проектами по наведению порядка в городском общественном транспорте. Declar că în prezent suntem în proces de negociere pentru cumpărarea a 100 de autobuse pentru asigurarea transportului de pasageri atât în oraș cât și legătura cu suburbiile. Am inițiat o serie de proiecte pentru dezvoltarea transportului public ce presupun bilet unic de călătorie, taxare electronică, benzi dedicate pentru transport public, renovarea stațiilor de așteptare, toate sunt în proces. Местные власти также готовы обсудить с частными транспортными компаниями, готовы ли они пойти на условия мэрии. Suntem deschiși pentru dialog și cooperare cu transportatorii privați. Însă nu vom merge la acțiuni în detrimentul și interesele cetățenilor care folosesc transportul public. Chișinăul și chișinăuienii merită un transport public confortabil, eficient și accesibil. Iar transportarea și transportul cu maxi-taxi în formula actuală nu se încadrează în aceste condiții și standarde. Отметим, что сегодня администраторы 24 маршрутных такси провели забастовку в первой половине дня. Они требуют повысить тариф с 3 до 6 леев.